Trei note muzicale care sunt acum la noi în platou. Aici, of, cald? Rău. Am înțeles. Cum ești, Mirela, spune-mi? Foarte bine. Am înțeles că avem un bebe? Da, dar nu prea mai e așa bebe, are 5 ani aproape. 5 ani! Să-ți trăiască, să fie sănătos. Băiat? Da, clar. Wow, băiat! Matias! Să înțeleg că tati a avut unghii la picioare, a avut aderență la sol, dar să ai și băiat, nu că eu am făcut fată. Bun! Așadar, Mirela este aici. Este și ea pregătită alături de fetele mele cele mai frumoase aici. De față, să-l cunoaștem pe următorul pretendent. Să intre următorul nostru prinț! Mulțumesc. Prima probă, doar să te prezinți, atât. Mă numesc Sergiu și sunt din Arad. Fetelor, aveți 5 secunde să votați. Nu vă grăbiți, că v-am zis. Luați mânuțile după ăla, când vine să-mi smulg părul din cap. 5 secunde. Star vot! Îmi place. Ești... Trist. Cum trist? 15 fete sunt acum disponibile să te cunoască și să spună da de pup. Până în momentul de față. 15! Mă așteptam la ceva mai pozitiv. Da, e ok. Ai început să pierzi acum. Mai bine tași... Lasă-mă. Gata. Lasă-mă pe mine. Lasă-mă să văd ce s-a întâmplat. Mirela, ai venit acum. Mirela, ai venit acum un minut, ai coborât. Ce s-a întâmplat? Nu se poate concentra, vine omul ăla, te vede pentru prima oară așa. Zici că vrei să-l alăptezi. Lasă-l un pic. Zim, ce are? E legal, e... Mi-am luat tocurile alea înalte. A, e micuț? Da. Aici n-avem. Cu îmbrăcămintea l-ajutam, dar cu înălțimea atâta ne-a dat Dumnezeu și mie și lui, asta e. Asta e. Cătălina, ce s-a întâmplat? Liviu e din Arad. Ce-i departe? E la marginea cealaltă a României. Uite, îl întrebăm, decontezi transportul? Niciodată. Nu plătești transportul? Nu. Oh, dar să știi că îmi pare rău, că mi-a plăcut parfumul tău. Uite, wow. Interesant. Asta e, departe. Alexandra, bravo. Adriana, ai rămas. A rămas. Cum ar fi să fii? Fizionomia feței. Adică e... Să fii super. Bine. E bine? Da, e perfect pentru mine, să zicem așa. Acum vreau să-l cunosc mai departe, să văd a doua probă. Să vedem cum... Poți să faci ceva pentru mine, te rog, din suflet? Pune, te rog. Păi, Alexandra, te rog așa. Sâc. Sâc, sâc. Ha! Ha! Prea tânăr? Nu, se pare simpatic, dar este prea departe. Când vreodată distanța a stat în calea iubirii? Mereu? Mereu. La distanță îți fericiți toți patru, să țin minte. Da. Bun asta! Bravo! Bun! Au rămas 15 fete. Zi-mi un pic. E motiv? Little, puțin. Un pic. Ce ți-ar plăcea ție la o fată? Să aibă foarte multă senzualitate. Senzualitate? Da. Mai. Provocatare în același timp și deșteaptă și să știe să fie și
puțin în modul ăla, mai deep, mai dark. Deep? Da. Dark. Hai să vedem filmulețul de prezentare la fel, fetelor. Nu uitați, puteți vota doar pe parcursul filmului, da? Când s-a terminat filmulețul, nu mai putem vota. Nu vă grăbiți, că v-am spus de atâtea ori. Nu vă grăbiți, da? Bun. Filmulețul de prezentare. Ca meserie este întâmplare. Iubești ceea ce fac și cu asta mă ocup în fiecare zi. Am terminat 12 clase și le-am spus alor mei, în loc să fac bani. Am zis că sigur ați ajuns fotbalist pentru că aveam potențial și am ajuns la un moment dat sus, am ajuns până în Liga 2, după care m-am accidentat. Și am zis că nu mai are rost să continui și am zis că văd eu ce fac. Într-o seară am ieșit în fața blocului cu prietenii și pe vremea aia era serialul Numai Iubirea. Și am început să cânt, bă, bebe, și la care prietenii, bă, ești nebun, tu chiar ai voce. Bă, ești scren la X Factor. I found the love for me. Am simțit că toată atenția a fost asupra mea. Crede-mă că emoțiile au fost foarte mari. Și am primit numai laude și numai cuvinte de plin. Aici ai locul meu. Persoanele care cântă sau care se consideră artiști sunt persoane romantici și emotive, dar trebuie să știi să le atingi punctul. De la mine e primul da! Sunt un timp romantico-pervers. Îmi place să combin sexul cu dragostea. Adică în sensul, îmi place să ieși și la restaurant, îmi place să fiu și deep mind. Caut și acea persoană care să mă completeze în chestiile astea. Sunteți 20 de ani incubat, dar aici e doar una și asta e pregătită. Aveți grijă ce faceți. Stăm bine. Avem 5 suflete acolo. Fetelor, cântă. Și tâmplar. Când vrei să schimbi mobila, puf, iubi, te rog. Fă-mi un dulap. Fă o magie. Fă o magie. În timp ce cântă, poate face magia. Și tocmai asta fac și în timp ce muncesc și cânt. Ce poate fi mai frumos? Ce poate fi mai frumos că m-ai mâncat, Adriana, m-ai terminat? Poți să plâng? Te-a călcat surioara ta pe picior și a zis, dacă momentul ăsta nu apeși și pleci cu el acasă și l-aud cântând prin casă să mă ia stomacul, nu mai e sora mea. M-am grăbit. Îmi pare rău acum. Poți să plâng? Nu. De ce? Las că o să râdă Diana. Data viitoare să fii mai atentă. Iza, ai rămas. Bravo, ce-ți place? Îmi plac bărbați grizonați. Doar îmi place atât. Cum a intrat, așa a avut un... Energia foarte bună, da. E îmbrăcat bine. Acum meserelia lui mă pune un pic pe gânduri, așa. Are o meserie, mobilă tu știi să facă. Mobilă mi-am făcut, în casă am de tot ce nu mai îmi trebuie, dar poate o schimb și atunci ai o să văzut? Am nevoie. Bravo! Bianca! Să fiu sinceră, nu-mi place că nu ales studii superioare. Oh. Și nu-mi place neapărat nici meseria lui, cu toate că e și eu cânt, meseria aceasta ta îmi place, dar meseria cealaltă nu pot să zic că îmi place, nu știu, nu, și băiatul nu corespunde neapărat așteptărilor mele. Nu simt că există o interacțiune așa între noi. Dar eu cânt populară, el cânt altceva. E, ce ai cântat? Ia o piesă. Poți să cânti și populară, și manele, orice. Da? Ce piesă ai cântat? Ia uite-te la el așa și ai cântat o populară. Mândră floare trandafir, în viață ești musafir, ori ești trist, ori te petri. Vezi, trebuia să te gândești la piesa asta când ai apăsat butonul. Dar nu numai asta fac. Urmează să devin și avocat și... Oh. Exact. Antonia, ești atât de serioasă, am impresia, ori vrei să-l omori sau să-l iubești, nu înțeleg. Doar îl studiez. Uite așa ești. Doar îl studiez. Nu-i mai mult. Tu din Timișoara, din câte știu, nu? Da. Fruncea Banatului. Sunteți aproape. Da, da. Timișoara cu Aradul. Da, ne am și rămas. Vedem. Da, îmi place de el. Bun. Ce bine e, vezi? Cât de bine. Uite-l! E singur. Vrea să iubească pe cineva romantic, cântă. Tâmplar are o meserie. Au rămas 5
5 fete pentru tine. Hai să vedem a treia probă. Va cânta. Ne cânti ceva? Ne cântă. Am să vă cânt o piesă de la Bruno Mars, When I Was Your Man. Wow! Nu uitați că puteți vota doar pe piesă, da? S-a terminat piesa, nu mai puteți vota. Bun? Baftă, multă baftă. Mulțumesc. Ucide. Same babe, but I feel just a little bit bigger now. No song on the radio, but it don't sound the same. La tine vine, fie nevoie. When I first talk about you, all just tear me down. Cause my heart breaks a little when I hear your name. It just sounds like you. Asta e clar un singur lucru. Ai un date, cu siguranță. Clar. Da? De acolo depinde de tine ce faci. Și eu trebuie să vorbesc cu Diana neapărat. Zi-mi un pic. Îți place tot? Îmi place la tine tot. Mi-amintesc ochii tăi de... Liniștește-te. Zi-mi. Da! 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 Da, mama lui! Lavinia! Eu consider că este prea mic pentru mine, dar având în vedere că, nu știu, are toate calitățile care mie îmi plac într-un bărbat, a zis că e corect să aleagă el și am zis să... Cine știe, soarta o lași la, da, la el. Exact. Consider că și Antonia poate fi pe gustul lui. Dar de ce o excludeți pe Diana? Credeți că nu are șanse? Și Diana! Sincer, am văzut când te-ai apropiat la Antonia, cum ai privit așa, nu? Da, da, da. A, adică... te-a deranjat așa un pic, a trecut pe lângă tine, s-a oprit aici. Da. Na, trage la Ardeal. Antonia? Da. Ai ceva de spus, așa? Nu. Îți vreau să... Lângă mine, Timișoara, Arad. Bun! Mă bucur foarte tare, fetelor. Vă țin pumnii! În momentul acesta...